Am revenit, dragi telespectatori, în direct. Alături de mine este Dan Alexoaie, un prieten foarte vechi al nostru, al tuturor, și un prieten bun, la discuția despre Ziua Îndrăgostiților sau Sfântul Valentin. Este ziua în care anual îndrăgostiți și din toată lumea își fac cadouri, celebrează dragostea, știu eu, mai mult sau mai puțin prin chestii din astea comerciale, nu? Cred că nu este nevoie, așa cum spunești tu, de o zi anume ca să ne manifestăm și să ne expunem dragostea. Și să spun de ce am adus în discuție acest lucru, pentru că sunt convinsă că tinerii din ziua de astăzi, care văd tot felul de lucruri pe la televizor, așa cum spuneai și tu, fără să reflecteze prea mult asupra subiectului, liceeni, studenții, ba mai nou și elevi de gimnaziu, celebrează Sfântul Valentin sau Ziua Îndrăgostiților și dacă îi întrebi cum o să spună, păi am oferit, știu eu, bomboane de ciocolată, am oferit inimioare de pluș roșii, am ieșit în parc, am ieșit la suc, dar cu siguranță nu știu de fapt ce are la bază această zi, ca să nu spun neapărat sărbătoare, simbolul, acest Valentin. Simbolul acestei zile a îndrăgostiților este inima, de culoare roșie sau roz. Până la urmă, culoarea specifică acestei zile este de departe rozul. Dacă ar fi să ne uităm pe fața Pământului și să vedem cele mai multe, acum, de exemplu, e de bon ton să oferi iubitei, amantei, soției, prietenei și așa, lenjerie intimă, de culoare roz, neapărat. Sau roșie. Flori, bomboane și așa. Foarte frumos. Până la urmă e un lucru bun, e educativ. Cum să nu fie frumos să-i oferi prietenei, iubitei? Bun, dar mulți ar spune și poate pe bună dreptate că în acest fel speculează comercianții. O clipă, până la comercianți, vreau să spun, să lămurim că inima vine ca simbol tot de la Sfântul Valentin, de la Episcopul Valentin, care atunci după ce își cununa el soldații, cuplurile, deseneau inimă și o rupea în două. Și una o dădea lui care pleca pe câmpul de luptă, una o dădea ei care o păstra. În ideea de a se reuni. Ăsta este simbolul inimii, care a rămas încă de atunci. Dar oare știu tinerii noștri? Păi uite, le spunem noi acum. Tocmai de aceea sunt binevenite. Ideea este că cu adevărat Sfântul Valentin este consacrat în Europa ca și ziua îndrăgostiților, urmare a unui scriitor britanic care este considerat unul din scriitorii, din oamenii de cultură britanici, care prefigurează modernismul în literatura engleză, Geoffrey Chaucer, care la 1380 scrie un poem care se cheamă foarte frumos Parlamentul Păsărilor sau Divanul Păsărilor, în alte traduceri, în care face pentru prima dată trimitere într-o operă literară la Sfântul Valentin. Pentru cei care n-au citit, e vorba de o zeiță care adună pe un deal o mulțime de păsări și, în fine, invocă acest Sfânt Valentin ca și patron al dragostei și care duce la împreunarea păsărilor. Acum, nimic nou sub soare, aș putea spune, pentru că în tradițiile noastre străvechi, loco, adică din aceste zone, se știe că în luna februarie sunt multe povești consemnate de către etnologi, etnografi, etnospecialiști, că în luna februarie este luna împreunării păsărilor, ele încep să-și regăsească cuiburile sau să-și facă cuiburi și încep să se împreune. Da, să-și găsească perechea. Da, să-și găsească perechea. Pe de-o parte, mai este o altă poveste care spune așa, că în luna lui februarie, corbul, una din păsările sacre tot la strămoșii noștri, nucioara, corbul, așa, pasărea înțelepciunii, obligatoriu în luna lui februarie trebuie să aibă ouăle gata clocite, ele trebuie să crape și să se pui altfel. Este legenda cum că în luna lui martie se trezesc furnicile care încep să urce în copac și dacă nu sunt pui deja
să plece, vor fi mâncați de furnici. E o poveste frumoasă, dacă vrei o povestim, s-a făcut o înțelegere, spune povestea, între corb și furnici, cine ridică mai mult fier acolo la cuib și corbul săracul lacom a luat o bucată mare n-a reușit să o ridice, furnicile care sunt multe l-au dovedit și uite așa i-au mâncat pui. Și se spune că în anumite perioade, în anumiți ani sunt mai multe păsări numite corb, alții mai puțin, datorită divergenței și disensiunii astea străvechi între corb și furnici. Acum, sigur că spuneam că luna februarie se mai cheamă făurar sau fluierar. Și aici este o altă poveste, tot de la noi, consemnată de culegătorii de legende, spunea că moșul An are 12 copii, fiecare purta numele unei luni, ianuar, fluierar sau februar și așa mai departe. Și întrucât moșul An n-avea ca avere decât o vie, tot vinul pe care l-a strâns de la via asta l-au adunat într-un butoi și le-a stat așa copilor. Fiecare, în ordinea importanței voastre, vă faceți acolo un semn la butoi și aia e porția voastră de vin. Februarie, fluierarul era al unui mic, cel mai pipernicit. Și lui a venit dunga mai de jos, lângă doagă. Unde acolo și-a făcut el cepul. Și în loc să bea vinul cum a fost rânduiala la sfârșitul anului, el bea într-una. Și era foarte vesel și cam beat el de felul lui, știi? Și ăștia la frații lui, când au vrut și ei să dea cep la butoi, a văzut că nu mai era nimic. Că bosă, și altul l-a făcut după el. Când s-a apropiat de astfel prindă, s-a plângea. Când scăpădea, îi râdea de ei. De asta se zice că februarie este când friguroasă, când călduroasă, când așa, când așa, da. E ca pricioasă, schimbătoare. E după gerar, după ianuarie. Da. Dane, apropo de legende și povești pe care trebuie să le aducem în fața publicului, în vreau special să la tine. Ceva. Iartă-mă că mă întrerup. Sunt nepoliticos. Cer iertare privitorilor. Te rog. Am făcut trimitere la Geoffrey, la scritorul englez, las lucrurile nepovestite, neterminate. Are legătură cu ce spuneam mai devreme la începutul emisiunii. Acest scriitor, care este trăitor pe la 1380, moare la 1400, ajunge, mă rog, taică-s era de origine franceză, luptă ca soldat în Franța, împotriva franceză, se lua prizonier, se întoarce acasă, e o întreagă poveste cu el. Ideea este următoarea, că era foarte erudit. Avea pergamente foarte vechi în colecția lui, vreo 60, de mare valoare. Citea ca și cum ar fi fost în limba lui proprie, în engleză, scritorii latini. Tacitus, Cicero, toți mari filozofi greci, de asemenea. El era urmărator al lui Boccaccio, al lui Dante. În fine, el este precursorul operului lui Shakespeare, dacă vrei, ca inspirație. Chiar Shakespeare face trimitere când vorbește Ofelia la Sfântul Valentin, în Hamlet, da? Ei bine, ce vreau să spun cu acest Geoffrey, ajunge în Camera Comunelor ca membru când rege era Henric al IV-lea. Ei bine, deși era un om de mare valoare, care a scris multe opere literare, trăia într-o sărăcie extremă, fapt care îl face să îi trimită o scrisoare satirică regelui Henric al IV-lea, nu mai știu cum se numea cu exactitate, ceva de genul Jalba mea către punga goală. Știi de ce ți-am spus asta? Ca să fac trimitere la Domnica Trup, care și are punga goală. Și toate jalbele care le-am făcut până acum, apropo de Geoffrey și de Sfântul Valentin, au rămas fără răspuns. Ea este aceeași pensie de 2 milioane, am să spun, și am să bat obrazul tuturor celor care n-au făcut nimic pentru ea. Asta, făcând trimitere din nou la Geoffrey, care face prima referire la Sfântul Valentin și îl readuce. Ei bine, următorul Henric, al VIII-lea de data asta, dă un decret în Marea Britanie și stabilește până ziua de astăzi, ca 14 februarie, fiind ziua îndrăgostiților.
Da, apropo asta de... Asta vreau să completez la ce am povestit mai devreme. Păi sunt atât de multe lucruri interesante de spus încât o idee naște o alta. Apropo de legende și povești care există vis-a-vis de această manifestare, de această zi a Sfântului Valentin sau a Zilei Îndrăgostiților, fiind una importată până la urmă, că aparține iacătă romanilor, dacă stăm să ne ducem la origini. Da, dar ce se întâmplă? Prima dată, cum a început toată povestea asta de marketing? Pentru prima dată, o englezoaică are ideea de a face niște cărți poștale, cumpără hârtie de calitate, cumpără niște panglici roz bonbon și obiceiul ăsta este ajunge în America. Americanii care sunt foarte comerciali și le vin idei așa. Foarte receptiv la tot ce înseamnă Da, o consacră, o dezvoltă și o transformă într-o mega afacere globală. Au transmis-o în toate țările pe unde s-au dus, exact cum și-au băgat în mentalitate oamenilor băuturile lor care fac atât de mult rău și hamburgerii și toate americanismele ăștia ieftine până la urmă. Dincolo de marketing, dincolo de comercial, sărbătoarea îndrăgostiților. Sună frumos, este frumos să iubești, este frumos să fii îndrăgostit, dar nu doar într-o zi. În fiecare zi. Fiecare zi este unică, fiecare zi pe care o primim este un dar de la Dumnezeu și merită să o umplem cu dragoste, cu ce altceva. Da. Apropo de asta, fiecare țară, până la urmă, și fiecare civilizație, după ce a preluat această zi, am frumusețat, am adăugat câte ceva la ea. Ceea ce vreau să spun este că am discutat la Romancera în diverse țări. De exemplu, în Slovenia, această zi de 14 februarie, în Slovenia există un proverb conform căruia Sfântul Valentin ar aduce cheile rădăcinilor, că pe această dată, pe 14 februarie, plantele și florile încep să crească. Deci iată că sunt foarte multe conotații, foarte multe legături. Da, ea pe undeva s-a amestecat cu specificul zonei. În fiecare țară se întâmplă ceva. Apropo de cheie, eu am primit în dar o cheie foarte veche pe care am găsit-o la mama Duminica în grădină. O am și acum, o am acolo pe masa cealaltă, la cheile mele o port. Am vrut să-ți aduc în dar o cheie, după care m-am răzgândit și am zis nu, cel mai potrivit dar pentru Ileana Cosânzeana cea frumoasă este totuși o piatră de ametist. Și nu orice fel de piatră de ametist, ci colț de lup. Ce se întâmplă acum în luna lui februarie? La țară încă mai este obiceiul de a pune la rădăcina pomilor, apropo de cheia care descuie rădăcinile, da, de a pune la rădăcina pomilor cenușă. De a pune la rădăcina pomilor bălăgar înghețat. Pentru că atunci când vin zilele călduroase, el să se dezghețe treptat-treptat și să fertilizeze treptat-treptat rădăcinile. Apropo de plante, mai este obiceiul la țară ca în luna lui februarie să se taie crengi dinspre sudul pomului, dinspre miază zi, crenguțe, lăstari, care se pun în nisip și apă, nisip umed, pentru a fi folosite la altoire în luna lui februarie. Tot în luna lui februarie este momentul în care gospodarii dau drumul la berbeci să se împreună cu oile. Da, deci uite tot ca ceea să ce... fie fertile și să nască miei sănătoși. Mai era o mare grijă la țară, la ciobani, asta o știu de la ciobani, ca oile acum, luna al februarie, fiind capricioasă, de la băiatul la care era el ghiduș, ba, așa și capricios, sunt zile friguroase, zile călduroase, zile cu zăpadă, zile cu îngheț, zile bune. E bine, ciobanii aveau grijă ca oile nu cumva să scape la zăpadă, pentru că ele începeau să trezească la viață și aveau preferință pentru a se adăpa din zăpadă, din peticele de zăpadă. Asta era rău pentru pierdeau miei. Și atunci ei le fereau de lucrurile ăștia și nu iubea foarte mult luna asta, tocmai din cauza ei schimbătoare, a capriciilor. Dar ei erau foarte atenți la semnele ei. Cum cânta bunița, când cânta. Bun, toate lucrurile astea vreau să spun că ne duc cu gândurile la fertilitate, iată, și la plante, și la păsări. Păi, februarie, chiar asta spuneam mai devreme, exact, așa se traduce. Ar putea fi tradusă luna fertilității. Luna fertilității, de la cele
petice de piele de capră, muiat în sânge de capră cu sânge de câine. Cu care erau atinse femeile. Luna al februarie era luna fertilității, la sărbătoarea lupercalilor, exact cum am povestit mai devreme. Din cauza asta, și în lumea plantelor se produc schimbări. Când am făcut noi filmul la Izverna, mi-aduc aminte că cineva a întrebat, zicea că lucrul ăsta se face și la Crăciun, se ia, ritualic vorbind, cenușe din vatră și se pune la rădăcina unui pom roditor. Cineva a întrebat, zice, dar care e semnificația? Și bătrânica spune așa, ce este cenușa? Este lemn ars. Păi dacă îi pui lemn ars la rădăcină pomului, el înțelege, pentru că e plantă vie, are viață în el, pricepe mesajul. Dacă nu vei da roade, cenușe vei ajunge, că n-am ce să fac cu tine, dacă ești stârp. Și atunci pomii rodeau. Și uite așa să continua transmiterea asta ritualică și comuniunea, mai ales între om și animalele lui, și pomii lui, și grădina lui, pentru că ți-aduce aminte că au fost multe trimiteri la rânduieli și ritualuri când am fost. Probabil mulți se întreabă de ce această zi este sărbătorită sau de ce se folosesc îndrăgostiții de culoarea roșie. Culoarea roșie, dacă vrei să... Bun, exprimă iubirea sau știu, despre, dar din punctul tău de vedere. Este culoarea vieții, este culoarea sângelui, poftim. Noi avem în interiorul nostru circa 6-7 litri de lichid vital numit sânge, care poartă prin conducte, prin țevile noastre interioare, ceea ce se cheamă viața. Sângele are legătură imediată cu viața, pentru că el o întreține. În momentul în care sângele se oprește, înseamnă că s-a oprit inima, înseamnă că viața s-a terminat. Culoarea roșie este culoarea vitalității, culoarea energiei, culoarea regenerării, dacă vrei. Da, în mă toate culturile. Că poate au transferat până la urmă semnificația culoarea iubirii, știu, culoarea dragostei. Da, culoarea dragostei. În cromoterapie, în terapia prin culoare, îmi vine acum o idee să spun, este recomandat ca în familiile care își doresc copii, în familiile în care soțul nu este foarte potent, să îți iei arșitenutul roșii, femeile știu trucurile ăștia, ele se îmbracă în roșu, sau pun un tablou cu flori roșii, sau pun niște lumânări parfumate roșii, poftim, vinul roșu, poftim. O fel de stimulant, practic. Sigur că da, care trezește energia asta Da. Apropo regeneratoare. De asta și de culturi și de păreri în fiecare cultură și în fiecare țară, citeam la un moment dat într-o anumită cultură și a și importat-o cultura românească, că ziua îndrăgostiților ar fi dedicată celibatarilor, bărbaților singuri, în fața cărora, știu eu, se găseau fetele necăsătorite, tinerele fete, tinerele fecioare, care se ascundeau pe ulițele satului tocmai pentru a fi găsite de unul din aceștia și să se căsătorească ulterior. Asta se întâmpla la Lupercalii. Revin. Așa era sărbătoarea. O fi fost... Deci, în momentul în care se băgau în urnă acele bilețele cu numele fetelor și mesajele lor, bărbatul își căuta perechea, care ia câte era hărăzită de întâmplare, de hazard, și urma să o convingă să-i fie cel puțin amantă, da, dacă nu soție pentru tot restul vieții. Pereche, dar până oricum, la urmă, că tot am vorbit de acest da, dar lucru. Oricum, lucrurile se întâmplau așa. Ei, sub spectru acestei nenorociri, care a însemnat din cel mai vechi timp numit alcool, pentru că ei se consumau băuturi alcoolice, nu se zgârceau acolo, romanii foloseau apa doar pentru spălatul pe mâini. În rest, da, se știe că lor era vinul. Ei bine, sub pălăria asta nefastă a alcoolului se întâmplau lucruri de neînchipuit, dar ideea este că fetele așa își căutau, era povestea asta cu bărbații puțin care populația trebuia să meargă înainte, trebuia regenerat, trebuia repopulat spațiu. La fel se întâmpla și la noi. Oamenii mureau foarte mult, se spune așa, medicina. Frate, ce a făcut medicina? Se murea la 30-40 de ani. Da, se murea, dar pentru că se mureau în luptă. Știi la ce vârstă a murit, a fost decapitat Valentin? Sfântul Valentin, despre care vorbim astăzi, la 100 de ani. Deci el, în momentul în care a fost arestat
da? De către Aurelius, da? Cel care i-a urmat, de fapt nu i-a urmat lui Claudius al doilea, Gotul, inițial i-a urmat fratesul Quintilianus, dar senatul roman a zis, nu, ăsta este nedemn și vrem să punem imperator un general brav. Și l-au luat pe Aurelius, Aurelian. Ei bine, mai vine ceva să spun, e important. Da, mai avem un minut, te rog. Aurelian a fost căsătorit cu Ulpia Severină, o femeie barbară, spune istoricii, de la țară, originară după aici, de pe la noi, Ulpia Severina, care după moartea lui a rămas în istorie ca fiind singura femeie imperator care a condus vreodată Imperiul Roman. Vreau să spun că acest Claudius, în momentul în care l-a arestat și l-a decapitat pe Valentin, avea 100 de ani. Atunci, oamenii mureau de tineri din cauza războaielor, nu neapărat ca viața lor era scurtă, dar femeile trăiau ceva mai mult, pentru că ele nu participau la război, da. Dar aveau datoria de a procrea și de a duce viața înainte. În felul ăla, trăgând la sorți și așa mai departe, cu toate consecințele nefaste. Dincolo de toate astea, rămâne ideea de iubire, rămâne ideea de dragoste, care, până la urmă, este suportul psihic, emoțional, dacă vrei, al mergerii noastre, al mergerii noastre, al vieții, al mergerii noastre prin lume, al evoluției noastre în univers. Da. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea și de fiecare dată. Pentru că ai acceptat să facem în continuare un proiect frumos. Sper ca telespectatorii noștri să fie înțeles până la urmă de unde vine semnificația acestei zi a Sfântului Valentin. Așa că, dragi telespectatori, indiferent dacă ne aparține sau nu această sărbătoare, această zi, iubiți-vă mult pentru că este frumos. Sunt Elena Ustăcel și până data viitoare vă spun o notă liniștită și numai bine. Iubiți-vă mult! La revedere!